De veche în anul de secară, de Jerome David Salinger, este un roman despre un tânăr adolescent, Holden Caulfield, care nu reușește să ajungă la un nivel în care să conviețuiască cu cei din jurul său, el fiind un băiat inteligent, plin de idei și principii contradictorii societății în care acesta trebuie să trăiască. La începutul romanului, protagonistul este prezentat ca fiind doar un tânăr în vârstă de 16 ani, cu o mentalitate imatură, care nu era prea interesat de școală și care nu privea lumea din jurul lui cu prea mult optimism. Deoarece acesta picase 4 din cele 5 examene, Holden este exmatriculat de la școala la care învăța, școala pensii, și urma să plece acasă în vacanța de iarnă. Însă în urma unei încăierări cu colegul său de cameră, acesta părăsește școala spre New York cu 3 zile înainte de a primi liber. În New York, în următoarele 2 nopți, Holden rătăcește străzile, umbră prin barul, se întâlnește cu oameni ciudați, se ceartă cu cineva pe motivul banilor și devine tot mai convins că lumea adulților este un loc dezamăgitor, plin de oameni falși, proști și ipocriți. Tânărul trăiește într-un cinism creat în mare parte de mintea sa, care îi întunecă orice impresie asupra persoanelor din jurul său. În a treia seară, de la plecarea din școala pensii, Holden merge acasă să se întâlnească în secret cu sora lui mai mică, Phoebe. El îi spune totul în legătură cu situația sa și de faptul că a fost exmatriculat din nou de la școală. În cele din urmă, tânărul pleacă din apartament și merge să rămână peste noapte la un fost profesor pentru ca părinții lui să nu afle încă că s-a întors acasă. Dimineața, Holden ia hotărârea să lase totul în urmă și să fugă de acasă, să trăiască ca un simplu surdomut pentru a nu mai fi recunoscut de nimeni. Astfel, se întâlnește cu sora lui în fața muzeului pentru a-și lua rămas bun de la ea. Însă, spre surprinderea lui, Phoebe dorește să-și urmeze fratele. Deoarece Holden o refuză, Phoebe se supără pe el. Petrecând mai mult timp împreună, supărarea fetei trece repede și în aceste momente petrecute cu sora lui, care erau socotite ca fiind ultimele, Holden se răzgândește în privința plecării sale și alege să rămână în continuare cu sora sa.